Primarul Ion Lungu și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de faptul că nu există încă un plan concret privind asigurarea căldurii în această iarnă pentru municipiul Suceava, deși problema a fost ridicată în repetate rânduri la guvern. O problemă foarte importantă este asigurarea căldurii în municipiul Suceava și avem mari probleme aici. Sigur că, în primul rând, în această sarabandă, scumpirea la energia electrică, la gazul metan, la fel scumpirea gazului metan. Tocmai de aceea am avut o discuție săptămâna trecută, m-am dus la cunoștință primului ministru acest aspect. De față a fost domnul președinte al Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Este o situație delicată în care guvernul trebuie să intervină, să ajute cumva, să sprijine cumva să putem trece această iarnă. Vă spun că lucrurile sunt destul de delicate. Pe lângă această situație, o altă problemă o reprezintă faptul că firma care se ocupă de distribuirea energiei termice nu a reușit să obțină certificate verzi în urma modificării noului cod silvic. La fel ca la noi la români, din nou anul trecut a fost modificat codul silvic, n-au încasat încă certificate verzi în valoare de 5 milioane de euro. Sunt puncte de vedere diferite la Ministerul Mediului, am fost în audiență la domnul ministru Bana Țanța și a dus specialiști de acolo. S-a modificat definiția masei lemnoase prin nou cod silvic, o modificăm în fiecare zi, asta e realitatea. Și chiar dacă s-a modificat definiția, spune că structura lemnului nu s-a modificat. Unii sunt de părere că ar trebui să dea aceste certificate verzi, alții că nu. La alte direcții, sau mă rog, gărzi forestieri care trebuie să dea acest aviz și certificatul de origine, s-au dat. La Brașov, la Cluj, la Suceava se interpretează că trebuie modificată din nou legea în Parlament. E o situație delicată în care se schimbă regulile în timpul jocului. Fiecare guvern care vine, fiecare, mă rog, parlamentar are inițiativă, îi spune acest cod silvic, nu avem nicio implicare acolo, dar mi se pare corect să avem, am făcut eforturi. Eu ca primar am făcut eforturi să și le-am anticipat mai repede ca guvernul. Dar am făcut o societate modernă pe biomasă, acum se pune această problemă obligatorie de a se renunța la centralele pe cărbune, de a face, mă rog, cu energie verde, noi ne încadrăm exact acest capitol. Din păcate, tot ne vârtim în cer cu aceste certificate verzi, sigur, care dăunează, aduc o încetinire a aprovizionării masele noastre. Primarul Ion Lungu a mai anunțat în conferința susținută miercuri că va reduce prețul la gigacalorie cu 76%, de la 445,54 de lei la 393,12 lei. Conform avizului de la ANR, este foarte posibil ca prețul la căldură să mai scadă treptat. Avem acea problemă și aici vreau să lămuresc, faptul că nu se mai dau subvenții. Se dau subvenții, ele se vor reduce treptat. Totuși este o problemă care nu e vina operatorului, pierdere pe rețea. Așa cum se știe, noi mai avem undeva la un 40% am realizat, 40-45%, mai avem un 55% de reabilitate rețele termice, punctele termice. Operatorul spune, domnule, dăm conducte bune, ca să n-aibă pierderi. Deci, într-un fel sau altul, noi trebuie să suportăm acele pierderi dacă nu se dau subvenții. Tot, chiar mâine avem o discuție pe tema asta cu ANRE-ul și cei de la Ministerul Dezvoltării, pe reducerea treptată a subvențiilor la energia termică. Nu spune problema să nu ne mai dau. Astăzi, dacă noi luăm mâna pe acest serviciu de termoficare, se oprește încălzirea orașului. Nu se închid costurile și vă spun, nu s-a avocatul celor la BNG, dar avem și partea noastră de culpă, trebuie să reabilităm rețelele termice care sunt ale municipalității, să reducem pierderile.